Un tânăr tată din comuna mehedințeană Ilovița își strigă oful. De mai bine de 5 ani, de când s-a despărțit de soția sa, încearcă să obțină custodie comună asupra fiului de 9 ani pe care îl au împreună. Tatăl nu își poate vedea fiul decât în prezența fostei soții și atunci timp limitat. Am avut prima dată o hotărâre definitivă și irevocabilă, din care soția m-a dat din nou în judecată și mi-a schimbat sentința, din care eu am revenit cu alt dosar ca să pot să iau minorul pe la mine. Și când am auzit ieri pronunțarea care mi-a dat-o, respinge acțiunea. Și am ajuns să vin la dumneavoastră să intru pe postul de televiziune. De cât timp nu v-ați mai văzut copilul? De 6 luni de zile. Nu vă lasă nici să vă apropiați de el, fosta soție? Nu. Ați încercat alte metode să vorbiți cu dumneaei, să ajungeți la o înțelegere? Da, când o sun îmi răspunde și îmi închide telefonul, când o sun totuși așa o ține în continuu. Pensia alimentară am plătit-o lunar, sunt la zi cu ea. Mai mult decât atât, după ce a fost târât ani la rândul în procese costisitoare, tatăl susține că el ar fi cel mai potrivit să-l aibă în custodie pe cel mic, mama copilului, neavând posibilitatea să-l întrețină. Copilul de bea așteaptă să vină la mine, cât și la părinții mei, la bunici. Unde stă copilul? Cu cine locuiește momentan? Locuiește cu maică sa, când în Crăguiești, când în Ilovă, așa se plimbă ca... Nu are un domiciliu stabil? Da, da. Doamna are posibilitatea să-l întrețină? Nu, că mai are 2 copii. Tatăl a apelat în timp la ajutorul atât al avocaților și judecătorilor, cât și la bunăvoința mamei, însă fără niciun rezultat concret. Astfel de procese pot dura chiar și ani întregi și cel mai rău este că un text de lege desparte un părinte de copiii săi.